Salutare dragi viitori de mașini, bine ați venit pe Vrum Vrum Vlog și bine ați venit în noua incintă a mașinii proaspăt venite în familia Vrum Vrum Vlog. Cu alte cuvinte, astăzi povestim despre proaspăt venitul Mercedes E300 Coupé, o mașină ce, sincer, mi-a restartat toate standardele când vine vorba despre confort și calitatea materialelor folosite în interiorul unei mașini. Acestea fiind spuse, te invit să urmărești un review complet, în așa fel încât, dacă te gândești să-ți achiziționezi o asemenea mașină, să știi exact toate informațiile de care avea nevoie. Ca o paranteză, înainte să dăm drumul materialului, nu uita că îți las în descriere link spre 20% reducere la orice raport car vertical, link spre școala de șoferi online dacă înveți pentru școala de șoferi și vrei să învățăm împreună și, nu în ultimul rând, proaspăt venitul e-book ce costă doar $5 cu nutriția și antrenamentul pe care le-am folosit în ultima perioadă, mai exact în ultimele 6 luni, să ajung de la forma aceasta la forma aceasta. Pentru că eu am reușit, sunt sigur că și tu poți, așa că nu ai de ce să nu începi un program de transformare ce sunt sigur că o să schimbe viața. Acestea fiind spuse, hai să dăm drumul materialului și te invit să te bucuri de un super mega review marca Vrum Vrum Vlog. Enjoy! Astăzi îți ofer un material foarte interesant de care sunt sigur că să te bucuri într-o locație specială. Suntem undeva lângă București, locația poartă denumirea de Laguna Verde și în spate avem noul membru al familiei Vrum Vrum Vlog. Despre cine vorbim? Vorbim despre un Mercedes E-Class 300 din 2018. Acestea fiind spuse, hai să ne apropiem de mașină și să facem un review în așa fel încât să-ți dau toate informațiile pe care le-am acumulat până la momentul actual. Bun, hai să începem cu partea de motorizare. Vorbim despre un Mercedes E300 cu un motor de 2 litri, 4 cilindri, 245 de cai. De ce mi se pare cea mai inspirată variantă? Pentru că beneficiezi și de o putere de bun simț și mai mult decât asta, nici nu plătești foarte mult impozit, ceea ce mi se pare foarte relevant, adică motorizarea aceasta pe E-Class mi se pare super, super mega smart. Dacă vorbim despre modelul pe care l-am în spate, beneficiază de o transmisie pe puntea spate, adică avem o mașină cu propulsie și o cutie de viteze în 9 rapoarte. 9 rapoarte ce îi permit și o viteză maximă de 250 de km la oră, dar partea mai tare este că poți să te deplasezi la o viteză mai ridicată, la o turație scăzută, ceea ce te duce cu gândul la un consum de foarte bun simț. Dacă vorbim despre un consum mediu, undeva la 7% am scos până la momentul actual. Dacă suntem la partea de performanțe, E300 ajunge la 100 de km la oră în aproximativ 6,4 secunde. E foarte important să înțelegeți un lucru, că materialul ăsta merge mai departe dacă reacționați la el. Adică vă invit pentru început să dați un like materialului pentru că sunt sigur că o să vă placă foarte tare și doi, lăsați în comentarii ce nume să-i dăm noului Mercedes E300 Coupé proaspăt venit în familia Vrum Vrum Vlog. Lăsați comentarii și bușiți butonul de like. Dacă vorbim din față,
Vorbim, după cum vezi, de un pachet AMG. Mi se pare foarte relevant pentru că îi dă un aer foarte sportiv mașinii, dar ca o paranteză e important să știi că vorbim despre o mașină în configurație de bază de aproximativ 45.000 de euro, iar dacă vorbim despre mașina asta, ca și preț de listă, ajunge undeva la 85.000 de euro. Asta înseamnă undeva la 40.000 de euro doar în opțiuni. Aproape dublarea valorii dacă vorbim despre un preț de bază și modelul pe care îl avem în spate. Ca o paranteză, o să-ți dai seama unde se face diferența în momentul în care deschidem ușile. Dar rămâi aproape pentru că o să înțelegi mai multe. Hai să vorbim despre partea de exterior. Deci, avem farurile multi-beam LED, niște faruri ce îi permit să facă un joc de lumini ce pe mine mă impresionează de fiecare dată când pornesc mașina. Deci e foarte interesant și e foarte eficient, adică se văd într-un mare fel. Bun, dacă vorbim despre culoare, vorbim despre un argintiu aragonit, iar dacă vorbim despre grila centrală, este grila cu diamante, să-i spunem noi. Dacă urmărești în interior, aici avem toate formele din interiorul grilei față, au o formă de diamant, ceea ce mi se pare foarte tare. Iar dacă vorbim despre stema Mercedes, odată ce ai urmărit-o, îți dai seama de două aspecte. Odată care sistemul de păstrare a distanței față de mașina din față, adică are Distronic, și avem și sistemul de camere de 360 de grade, un sistem ce, dacă îl folosești corect, nu-ți mai permite și nu mai ai nicio scuză să lovești vreo bordură sau ceva, pentru că rezoluția este incredibilă și imaginile sunt geniale. Dacă suntem la subiectul faruri, mi se pare foarte interesant, sincer să fiu, până să achiziționăm mașina, nu știam, dar dacă vorbim despre două linii cu LED, vorbim despre un E-Class, dacă vorbim de o singură linie cu LED, vorbim despre un C-Class, iar dacă farul are trei linii, vorbim despre un S-Class. Cu alte cuvinte, dacă vezi o mașină din spate, vreun Mercedes, și numeri liniile de pe faruri, îți dai seama ce model este. Faptul că mașina beneficiază de suspensii pe perne. Pe lângă faptul că în momentul în care treci în mod confort, te simți ca un flying carpet, adică nu mai simți absolut nimic din denivelările drumului, beneficiază și de un modul de ridicare a suspensiei cu aproximativ 5 cm prin apăsarea unui singur buton. E un element foarte interesant în momentul în care, de exemplu, vrei să bagi mașina într-o suprafață de genul ăsta și nu vrei să dai cu ea pe jos. Deci, foarte tare și această opțiune referitoare la suspensia pneumatică. Bun. Și dacă vorbim despre eleganța oferită de cei de la Mercedes, vorbim clar de un coupé cu geamuri, cu uși fără rame, și mai important decât asta, între geamurile din față și geamurile din spate nu mai există nici o ramă, să-i spunem. Clar vorbim despre o suprafață foarte aerisită. Și primul lucru pe care îl faci în momentul în care te urci într-o mașină de genul ăsta este să desfaci geamurile, pentru că te simți exact ca și într-un cabrio. Și treaba să fie completă, beneficiază și de plafon panoramic, un plafon panoramic mare ce acoperă mai mult de jumătate din plafonul mașinii, ce îi dă un aer de mai high class. Dar punctul pe ei se va pune în interior. Hai să mergem mai departe să vă arăt și spatele mașinii. Dacă vorbim din spate, stai așa că m-am mușcat ceva. Dacă vorbim din spate, trebuie să menționăm câteva elemente. Unu ar fi că mașina beneficiază de crom aproape pe toată suprafața mașinii, adică îi dă un aer de eleganță maximă. Doi ar fi că sunt eliminate toate badge-urile și astea sunt eliminate din fabrică, adică este o opțiune, e drept, nu costă nimic, dar este o opțiune în așa fel încât mașina să vină fără niciun badge pe portbagaj. Iar lucru să fie complet, cum fac nemții, avem și niște stopuri a cărei suprafață este acoperită cu praf de stele. Praf de stele ce-l vezi impresionant în momentul în care te apropii, după cum vedeți în imaginile acestea. Dacă vorbim despre evacuări, beneficiază de evacuări duble cu un difuzor foarte interesant, și evacuările astea mai tare beneficiază și de un sistem de sunet ce amplifică sunetul în interiorul mașinii, chiar dacă vorbim despre un Mercedes și teoretic este ciudat. Dar sistemul respectiv funcționează doar în modulul sport, deci dacă te urci tare cu piciorul pe gaz, se aude și foarte bine. Încă un aspect important ar fi să-ți arăt că mașina, logic, beneficiază de keyless și soft close. Și mai tare decât asta e cheia. E de ultimă generație, arată într-un mare fel
E foarte elegantă și calitatea materialelor folosite este incredibilă. Jos pălăria Mercedes pentru asta. Bun, dacă vorbim despre portbagaj, clar beneficiază de deschiderea automată a portbagajului, închiderea automată a portbagajului și din interior și din exterior. Iar dacă vorbim despre dotările din portbagaj, avem cârlige de agățare, avem manetele ce deschid spătarele din spate în așa fel încât să avem o suprafață mai mare, iar cu spătarele închise avem undeva la 425 de litri dacă vine vorba despre dimensiunea portbagajului. Iar treaba să fie completă, avem și cutie originală Mercedes de cumpărături și am un țânțar pe meclă. Dacă vorbim despre jante, vorbim despre jantele ce sunt incluse în pachetul AMG, vorbim de niște roți pe 19 Ramflet, asta înseamnă că nu avem nici kit de reparație, dacă faci pană, Doamne ajută să ajungi până la prima vulcanizare. Acestea fiind spuse, cred că am atins tot ce înseamnă partea de exterior și acum deschidem cutia Pandorei, mai exact interiorul. Și am deschis ușa, avem pragurile luminate cu logo-ul Mercedes, albastru cu bej. Albastru ăsta este și gândit în așa fel încât să nu-ți reflecte soarele și să nu te deranjeze în momentul în care mergi. Iar dacă vorbim despre interior, de multe ori mă gândeam la faptul că nu cred că mi-aș lua niciodată o mașină ce să aibă lemn în interior, dar dacă vorbim despre acest ulm poros, îi dă un aer incredibil de elegant și mă face să mă simt clar ca și într-un iaht. Așa l-aș defini dacă vine vorba despre interiorul acestui E-Class 300. Beneficiază de niște scaune ce sunt și răcite și încălzite, iar dacă vorbim despre memorii, avem 3 memorii cu reglaj pe ușa laterală, iar partea mai interesantă este că poți să modifici și poziția scaunului din dreapta prin intermediul butoanelor montate pe ușa laterală. Dacă vine vorba despre sistemul audio, beneficiază de un sistem audio de la Burmaster, un sistem audio ce se aude incredibil de bine. Un element foarte interesant dacă vine vorba despre E300, beneficiază și de un buton pe care o să ți-l prezint aici, pe care dacă l-apăs și închid și ușa, ca să fie treaba bună, așa, îmi trage centura aici, îmi așează centura, ceea ce mi se pare foarte, 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 foarte mișto. Încă un avantaj al interiorului alb este că imaginile din interior se văd incredibile. Cu plafonul ăsta panoramic e genial. Ușile sunt îmbrăcate în piele, ce o fac să arate incredibil de bine. Beneficiază de ecranele astea mari, care sunt o extra opțiune. O opțiune ce îi dă un aer 2030 direct. Arată incredibil de bine și mi se pare că dacă te gândești să-ți iei o mașină de genul ăsta, trebuie să o configurezi sau să ții una configurată corect, pentru că e altă ligă direct. Adică ecranele astea personalizabile, poți să-ți alegi ce culori, poți să-ți alegi modalități de display, poți să-ți personalizezi fiecare zonă din ecran. Clar merită investiția în varianta superioară să ții ecranele astea, pentru că sunt incredibil de faine. Iar dacă vine vorba despre perdeluța de pe spate, uite, bang, care eu nu înțeleg totuși la ce folosește. Să nu mai lasă să se încălzească, să nu mai fie lumină în interior. Și mi se pare foarte faină. Bun, dacă vine vorba despre materialele folosite, sunt geniale, da. Adică nu ai ce să comentezi. Nu ai ce să comentezi. Sunt sigur că dacă ți iei cel de 40.000, e de 40.000. Da. Dacă vorbim despre varianta asta configurată așa, materialele folosite, culorile folosite sunt incredibile. Deci jos pălăria, n-are nicio legătură. Hai să mergem înspre volan, vorbim despre un volan încălzit, vorbim despre un volan ce se reglează electric. Asta e o opțiune de bază din câte am înțeles, doar varianta de încălzire este extra opțiune. Are ceasul clasic Mercedes analogic, poți să-ți configurezi luminile ambientale în 64 de culori, poți să-ți modifici
în fiecare zonă să spui o anumită culoare, în așa fel încât să o personalizezi cum îți dorești tu. Face și jocuri, jocuri de culori. Exact. Poți să o lași singură să-și facă jocurile de culori, deci mi se pare foarte faină dacă și vrei să-ți o personalizezi. Și mai are o opțiune de dynamic, nu mai știu ce, care îți dă, de exemplu, efect de șemineu, cu căldură în scaune, cu de iarnă, dacă e așa. Da, e foarte mișto. De energizare. Dacă vine vorba despre entertainment, avem două USB, două module USB, SD, avem încărcare wireless, încă un modul USB și o opțiune prin care îți dau doi suporți de pahare. Nu știu de ce ar fi extra opțiune, dar este extra opțiune asta. Ior, avem gurile astea de aer ce sunt inspirate de la avioanele cu jet, ceea ce mi se pare foarte fain și sunt foarte, foarte, foarte frumoase. Clar beneficiază de padele, are și cititor de indicatoare să-ți ofere informații despre zona în care te deplasezi. Dacă vorbim despre utilizare, v-am zis, din punctul meu de vedere, modulul confort este alegerea corectă. Dacă vorbim despre locurile din spate, ai spațiu. Chiar ai spațiu. Alin s-a urcat și n-a avut 90. Nicio problemă. Da, a stat chiar bine. În condițiile în care a stat în spatele tău. Da. Are gură de vizitare înspre portbagaj, ai doi suporți de pahare. Bun, dacă vine vorba despre infotainment, avem un modul central aici din care îi dai toate comenzile. Prin intermediul lui poți să și scrii dacă vrei să bagi o informație în navigație. Cam tot ce vrei să miști. Miși prin intermediul acestui modul. Ceea ce mi se pare mie ciudat trecând, acum realist vorbind, trecând de la BMW la Mercedes, nici o funcție nu e unde trebuie. Da, referitor la asta, dacă ați văzut TikTok-ul sau nu știu dacă am postat și pe YouTube. Ciudat dacă n-a mers materialul ăla, dar toate comenzile sunt puse altfel decât la orice mașină, dar principalul boom pe care l-am luat eu, nu sunt obișnuit, frate, cu schimbătorul ăsta de viteze. Auzi, când ai vrut să ștergi parbrizul... Și acum, am spălat mașina, am tras de aia, am semnalizat, am șters parbrizul. Ai scos din viteză, ai băgat în viteză, parbrizul tot nu s-a șters. Iar dacă veni vorba despre comenzi ciudate, dacă vrei să ștergi parbrizul, opțiunea se numește Magic View Command sau ceva vision, de genul. Magic Vision. Nu am folosit-o niciodată. Am auzit de ea. Hai să o folosim acum. Se va folosi-o. Și eram wow! Gata, da? Da. Așa stropește? Da. Știu cât se înțelege. De fapt, care e șmecheria? Are tot ce înseamnă instalația de stropire a parbrizului în ștergătoare, dar nu le are că sunt montate pe ștergătoare. Eu când mi-a zis Sef că să vezi ce mișto șterge parbrizul, mă gândeam la sistemul ăla pe care l-am avut pe Sprinter, adică doar ștergătoarele alea în ștergătoare să aibă doar niște stropitoare. Nu, mașina are toată instalația pe toată suprafața ștergătorului cu niște găuri, așa văd dacă vă pot face niște imagini ce se face pe ea de găină cum curăță parbrizul. Da, deci mi se pare o mașină foarte mișto, îți oferă cam tot ce ai avea nevoie dacă vine vorba despre o mașină confortabilă, frumoasă și inteligentă, prin simplu fapt că după aproximativ 3 ani de la prima achiziție, mașina a ajuns la aproximativ jumătate din valoarea ei, iar dacă vine vorba despre partea de finanțare, ținem foarte mult să mulțumim modalității în care cei de la UniCredit au aranjat lucrurile, în special Adi, mulțumim pentru modalitatea în care s-a implicat și a făcut ca lucrurile să meargă repede și eficient, ca în cele ce urmează o să primiți niște imagini foarte interesante, pentru că urmează să plecăm într-un mini road trip ce să includă și o surpriză pentru iubitorii de motorsport. Acestea fiind spuse, așteptăm în comentarii o propunere pentru un nume pentru E300 și până la următorul material, nu uitați, iubiți-vă mult mașinile!